Fete absolvente de conservator voiau să cucerească scena muzicii dance românești. Cine ar fi crezut acum mulți ani, când s-a lansat trupa Amadeus, că vor reuși? Și iată că au ajuns la succes, la noi, dar și în străinătate. Pentru că sunt frumoase? Poate. Pentru că fac muzică bună? Asta cu siguranță. Despre ce a mai făcut trupa Amadeus și ce gânduri are de aici înainte, ne povestesc acum două dintre cele patru talentate, Alexandra și Andreea, sunt alături de mine. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați încheiat corul Amadeus. Corul Amadeus sunteți voi astăzi, da? Ați încheiat 2012 în forță, cu niște concerte minunate. Povestiți-mi puțin, vă rog. Noaptea dintre ani am petrecut-o în Baku, Azerbaijan, unde am fost onorată să fim alături pe scenă de Pussycat Dolls. Și a fost un eveniment foarte important pentru noi, un eveniment premiu, unde a participat lumea foarte importantă din Azerbaijan și nu numai. Ne-am distrat foarte tare și am petrecut revelionul de două ori, fiind diferența de fus orar de două ore între România și Azerbaijan. Chiar că petrecere, aici chiar a ținut petrecerea de revelion, nu? Da. În adevăratul sens al cuvântului. Petrecere. Cum ați fost primite acolo? Ca niște fete frumoase sau ca niște fete talentate? Sau și? Noi vrem să credem că, în primul rând, muzica ne-a dus pe noi acolo, unde am ajuns în momentul acesta. Întotdeauna am fost foarte atente la repertoriul pe care ni l-am ales și întotdeauna am încercat să, așa cum am pornit, așa să și continuăm, să fim foarte originale în ceea ce facem. Și am reușit să ajungem și acolo și în alte multe locuri. A fost o onoare pentru noi invitația celor din Azerbaijan să fim acolo la noapte dintre ani. Iar imediat după Baku, după călătoria noastră în Baku, am venit câteva ore acasă și apoi am plecat în Israel, unde acolo am cântat la comunitatea de români, la un festival, festivalul Romaniada de acolo, a 8-a ediție a festivalului, unde ne-am simțit fix ca acasă. A fost extraordinar de frumos. Și dacă ați început anul așa, alegând concerte, asta înseamnă că așa o să o țineți tot 2013, nu? Ce planuri aveți? Sperăm să se adeverească zicala. Cum am petrecut noaptea dintre ani, așa să ținem tot anul. Voi aveți școală multă de muzică, nu sunteți ca cei care cântă doar din pasiune, ca să zic așa. Asta nu e un lucru rău, să știți. De multe ori sunt foarte mulți artiști care poate n-au școală, cum avem noi, dar sunt cu adevărat artiști și foarte talentați. Adică, sincer, eu respect munca voastră. Să treci printr-un conservator, eu înțeleg, da, talentul, dar într-adevăr. Voi chiar ați arătat că... Mi-a și fost foarte greu, mai ales că și Alexandra și Patricia au trecut prin conservatori în timp ce eram cu trupa și l-a fost îngrozitor de greu. Patricia tocmai a terminat și a dat licența la sfârșitul anului universitar 2012 și a fost chiar foarte greu și oricum îi mulțumim mult de tot că a reușit să vină și trupă la concerte, da, și să-și facă treaba extrem de bine și la școală. Apropo de treaba asta, nu vă doriți să faceți și ceva proiecte clasice? Că asta ați învățat. Poate să faceți, nu știu, să vă mai întoarceți și pe domeniul ăla. Asta am învățat și asta facem cumva și în continuare, da, prin muzica noastră, pentru că am pornit tot de la clasic și am combinat muzica cu ritmurile moderne. Și oricum în repertoriul nostru avem multe adaptări după muzica clasică, făcute în stilul nostru propriu. Acel stil minunat, personal. Cu cine v-ar plăcea să faceți o colaborare? Nu neapărat de la noi, dar v-ar plăcea să cântați cu un artist? Cred că sunt foarte mulți, avem multe preferințe, fiecare dintre noi, dacă ar fi să numim, nu sunt foarte mulți. Am avut de curând, să vedem dacă și este, am avut o propunere de colaborare din partea lui Alexander Rybak, pe care îl știm cu toții și el este cu violonist și am avut ocazia să ne întâlnim cu el în cadrul unei emisiuni de televiziune aici în România. A fost foarte încântat de proiectul nostru și poate cine știe, poate pe viitor o colaborare cu el. Așa deocamdată avem o colaborare în momentul de față, chiar promovăm o piesă în care se numește Today's My Birthday, este compusă de Xenti Runceanu și colaborăm pentru această piesă cu Claudia Ciccone, care este o voce poate nu așa foarte cunoscută pentru publicul nostru, dar extrem de bună. Păi bine că ați zis de ea, să căutați, da, să vedeți ce mai fac fetele astea, pentru că fac lucruri foarte interesante. Apropo de un material, ceva, un nou album, n-ați mai scos de mult ceva concret, aveți ceva, așa lucrați este la ceva? Da, lucrăm, am terminat piesa pe care a menționat Andreea mai devreme, am finisat-o bine și acum
Mai avem puțin de lucru la o ultimă piesă care să închege un album, pentru că este adevărat, n-am mai scos de mult un album, așa că o să vă pregătim 10 piese minunate în stilul nostru, cum am mai spus. Și veniți cu ele aici la Observator. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Alexandra și Andreea de la Amadeus ne-au povestit despre ce mai fac, ce au făcut ele până acum cu concertele, ce au de gând de aici înainte. Vă mai așteptăm și altă dată. Mulțumim de invitație și numai bine.